Bună dimineața! Sperăm că ne auziți foarte bine. Chiar vreau să ne lăsați un comentariu sau un semn mic că ne auziți bine și sunteți astăzi alături de noi. Am ales astăzi să fim aici în fața dumneavoastră, deoarece avem foarte multe lucruri de zis. De ce? Deoarece astăzi marcăm un eveniment important. De fapt, cu prilejul Zilei Mondiale a Contracepției, care a avut loc acum două zile, de fapt, pe 26 septembrie o organizăm an de an, astăzi am decis să venim în fața dumneavoastră cu mai mulți experți, cu mai mulți specialiști. De ce? Deoarece, întâi de toate, dorim să răspundem întrebărilor voastre referitor la tot ce ține de planificarea vieții și planificarea familială, inclusiv, de ce nu? La fel, astăzi mesajul zilei pe care vrem să vi-l aducem și vrem cu adevărat să ajungă în fața dumneavoastră este să vă planificați viața așa cum vi-o doriți, așa cum o doresc eu și fiecare dintre voi și dumneavoastră, cei care stați în fața ecranului de calculator sau la telefon, de ce nu? Apropo, să știți că noi suntem în direct, live, pe mai multe platforme de comunicare. Întâi de toate, salutăm toată lumea care este pe platforma paginii UNFPA Moldova. La fel, la pagina Ministerului Sănătății este această transmisiune și vă salutăm cu mare drag. Dacă ne priviți de acolo, pe mariamarian.md, pe pagina suntmarinte.md, la fel ne puteți privi. Pe pagina Mame Digitale și pe pagina Youth Clinic Moldova, la fel să știți că dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne adresați acolo, pentru că eu voi primi aceste întrebări și o să vin să le adresez experților noștri de astăzi. De ce am decis ca mesajul zilei de astăzi, de Ziua Mondială a Contracepției, să fie planifică-ți viața așa cum ți-o dorești, deoarece prin planificare, etapă cu etapă, pas cu pas, reușim cu adevărat să obținem acele lucruri pe care ne le dorim din viața noastră. Fie că este vorba de cariera noastră, familia noastră și multe alte lucruri care vin să construiască o viață armonioasă pentru fiecare femeie și pentru fiecare bărbat, de ce nu? La fel, prin planificare, să știți că noi putem evita momente neașteptate din viață, dacă pot să le zic astfel, putem să evităm acele surprize sau momente care ne iau complet prin surprindere și prin prevenție, prin a evita, reușim cu adevărat să avem un curs firesc al vieții noastre și reușim să ne îndreptăm viața așa cum ne-o dorim noi, fiecare dintre noi, pentru că mai bine decât noi nu știe nimeni. Planificarea, în general, este despre noi înșine, este despre viața noastră, este despre dorințele noastre, este despre scopurile pe care ni le-am stabilit și obiective și este inclusiv despre asumare, da? Pentru că de multe ori când vorbim despre planificare, de fapt vorbim despre asumarea deciziilor noastre. La fel, a planifica putem spune că este despre succes, cu adevărat. De ce? Deoarece știm foarte bine că atunci când avem un scop, etapă cu etapă, obiectiv cu obiectiv, muncim ca să ajungem în acel scop. Ei bine, când vorbim despre planificare familială, trebuie să fie la fel. Trebuie să ne gândim ce facem, cum facem, să ne asumăm decizii, astfel încât să reușim cu adevărat să fim de succes, inclusiv pe plan personal, la fel cum de multe ori muncim etapă cu etapă și obiectiv cu obiectiv ca să fim bine pe plan profesional. Astăzi în fața mea am patru doamne minunate, o să vin să vi le prezint rând pe rând. Vreau să vă zic întâi de toate că acest eveniment este organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în partener cu Ministerul Sănătății din Republica Moldova, dar și organizațiile partenere. Este vorba despre Institutul Mamei și Copilului, mai exact de Centrul de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Este vorba de Centrul de Resurse la nivel național în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor, Neovita. Este vorba despre Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive și despre Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. La fel, să știți că partenerii acestui eveniment sunt și platforma suntpărinte.md, platforma mea, Maria Marian, și obligatoriu platforma Mame
digitale. Acestea fiind spuse, eu zic să le prezint pe doamnele minunate din fața mea, cele care astăzi o să vină cu multe, multe sfaturi, recomandări și lucruri prețioase de care ar trebui să țineți cont fiecare dintre dumneavoastră. Așadar, o salut cu mare drag. În stânga mea este doamna Galina Leșco, este șefa Centrului de Resurse la nivel național în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor Neovita și întotdeauna doamna Galina este cea care are întotdeauna un sfat pentru adolescenți și adolescente, pentru tineri la început de viață. La fel, o salut cu mare drag pe doamna Rodica Comendant, care este directoarea Centrului de Instruire în domeniul sănătății reproductive. Bună ziua! Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat această invitație. La fel, alături de mine este doamna Victoria Ciubotaru, care este coordonatoarea Programului Național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat această invitație. Și doamna Galina Klimov este director executiv al Alianței Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat această invitație. Eu vreau astăzi să avem o discuție sinceră, deschisă, o discuție din care fiecare din cei care ne privesc pot să ia o lecție și un mesaj pentru acasă, așa îi zic eu, că atunci când se confruntă cu anumite momente din viața lor, să-și aducă aminte ce zicem noi astăzi, pentru că avem mesaje importante. Până apurcet de la discuția noastră, aș vrea foarte mult să fim atenți la ecrane, deoarece avem un mesaj important cu prilejul acestei zile din partea doamnei Nigina Abazada, care este reprezentantă rezidentă a UNFPA Moldova aici, în Republica Moldova. Ceea ce are de zis este cu adevărat important. Atenție mare! Așa. Mai târziu revenim să vedeți acest material video. Acum aș vrea o întrebare către doamna Leșco. Permiteți-mi să fie această primă întrebare către dumneavoastră. Când vorbim despre metode de contracepție și despre contracepție în general, se muncește de mulți ani în acest domeniu. Astăzi, în 2021, simțim schimbări cu privire la informarea populației. Doamna Ciubotaru, la fel și dumneavoastră să pregătiți un răspuns. Astăzi putem spune că este mai bine decât anii trecuți sau încă avem foarte mult de muncit? Noi, pentru a găsi răspunsuri la astfel de întrebări, periodic facem cercetări în sănătatea și dezvoltarea adolescenților și tinerilor și formulăm răspunsurile în baza acestor date. Mai avem mult de muncit, pe de o parte. Persistă foarte multe stereotipuri ca bază la multe comportamente. Nu atât cunoștințele, care sunt destul de bune și în fete și în băieți, dar ne determină adeseori comportamentul nostru, ce valori noi avem în spatele la aceste cunoștințe sau ce atitudine avem, ce stereotipuri ne domină. Și atunci cunoștințele acestea pot să ne fie de ajutor sau, din contră, să nu fie luate în considerație. La fel, lipsa educației sexuale complexă în învățământ, atitudinea contradictorii la mulți factori de decizie în acest sens, el tot determină momentele este, dar avem și unele tendințe pozitive. Vreau să zic că noi avem un studiu care avem date comparabile la nivel european, se numește comportamentele de sănătate a copiilor de vârstă școlară în adolescenți și noi vedem că în 2014 numai 6% din fetele de 15 ani care erau sexual active au folosit la ultimul contact sexual pastile contraceptive. În 18 deja 10%. Încă este puțin, dar este deja o mișcare înainte și mai avem multe de lucru în acest sens. Vorbesc aici despre studiul generației și gen. Deci, baza de date.
Deci vorbesc despre studiul generație și gen, care a fost efectuat, cum am menționat, în 24 state din lume. Deci o bază foarte solidă de informații și de date care de foarte multe ori nu le găsim în statistica oficială Republicii Moldova. Mă refer acum la datele ce sunt de planificarea familiei, contracepție. Și iată acest studiu, evident că pe parcursul colectării datelor ne-am confruntat și cu situații că eram în perioada de pandemie, poate pe locuri, deci această perioadă sigur că a influențat și vreau zic că rata de prevalență a contracepției în rândul populației, când vorbesc de această rată, sigur că a fi pe înțelesul populației, aș vrea să zic că e acel procent de femei de vârstă reproductivă care utilizează orice metodă de contracepție, fiind raportată la numărul total de femei. În studiul generației și gen au fost analizate trei categorii de femei, deci femeile căsătorite și în coabitare, pe de o parte femeile necăsătorite și toate femeile. Și sigur că acest indicator, acel procent de femei care utilizează contracepția, diferă de la un grup la altul. Eu aș vrea să vă aduc chiar câteva date, poate nu prea multe date, fiindcă este important tendința, da? Trendul, mai bine zis, care îl urmărim pe parcursul anilor. Să vedem ce s-a schimbat. Dar câteva date chiar vreau să aduc la cunoștința publicului. Vreau să zic că în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani, fiindcă aceasta este vârsta reproductivă, da? Deci, practic, 51% utilizează o oarecare metodă de contracepție. În rândul femeilor necăsătorite, această cifră este mai mică, fiindcă aici avem și adolescentele tinere care nu au relații sexuale, cele de 15, 16, 17 ani, fiindcă cunoaștem că nu toate au relații sexuale, evident, la această vârstă. Deci, cifra constituie cam 36% din acest grup care utilizează oricare metodă de contracepție. Și în rândul tuturor femeilor, această cifră este circa 46%. Dacă privim câțiva ani în urmă și analizăm datele prezentate în acel studiu mix care a avut loc în 2012, desigur că observăm o tendință cu regret, o tendință de diminuare a acestor cifre în timp. Dar iarăși, după cum am menționat, perioada de colectare a datelor a coincis cu lockdown-ul, da? Deci erau impuse niște restricții de mobilitate impuse de autorități, argumentat. Deci persoanele nu întotdeauna aveau posibilitatea să ajungă la acea instituție medicală și să beneficieze, de exemplu, de acel produs contraceptiv, cei care au dreptul să beneficieze în cadrul instituțiilor, sau chiar la aceeași farmacie. Ne mai confruntăm cu situația că în acea perioadă, deci instituțiile medicale, deci n-au lucrat într-un regim obișnuit, chiar pe locuri au fost state serviciile, din diverse motive. De ce nu? Trebuie să recunoaștem că și noi medici, da, și asistentele medicale, ne-am confruntat cu situația de a contacta această infecție și au existat situații când prestatorul de servicii nu era la locul de muncă din motivul că era și el bolnav. De aceea, aceste cifre, vă zic, sunt mai mici comparativ cu anul 2012. Dar, în general, tendințele de utilizare a contracepției per metodă, deci s-au schimbat un pic. Nu știu, poate vorbim acum despre această structură și această tendințe. Vreau să vă zic că dacă în 2012, din acele metode de contracepție în rândul populației de vârstă reproductivă, pe primul plan sau pe primul loc în acea structură, că eu am făcut un clasament aici din 5 metode contraceptive care sunt utilizate mai frecvent în rândul populației, era pe primul loc, era plasată, vreau zic că, dispozitivul intrauterin. Acum steriletul. Da, steriletul, așa, deci în popor zice sterilet sau chiar spirală, deci o să folosesc și acest cuvânt pentru că este utilizat de populație. Acum structura este prezentată în felul următor. Deci iarăși aici mă refer la femeile, deci de vârstă reproductivă, căsătorite și în coabitare sau în uniune. De circa 20%, procentul este mai precis, 20% utilizează prezervativul. A doua metodă frecvent utilizată de populație, actul sexual întrerupt sau acel coitus întrerupt. Pe locul 3, 11%. Pe locul 3 este plasat acel dispozitiv intrauterin cu 10%. Am zis că în 2012 dispozitivul era primul loc și prezervativul locul 3. Acum s-au schimbat cu locurile. Pe locul 4 este pilula contraceptivă. Deci nu s-a schimbat prea mult în sens că nu mai multe femei utilizează pilula. A rămas cam la același nivel. Pe locul 4, da? Pe locul 5 este plasată sterilizarea feminină cu 4,3% dintre femei. După cum ați observat în acest clasament, pe locul 2 este plasat actul sexual, pe locul 2 este plasat actul sexual întrerupt. Deci este o metodă tradițională. Constatăm că în Republica Moldova, femeile și bărbații. Absolut, absolut. Drepturi egale pentru ambele în... Da.
acesta între bărbați și femei, deci în cuplu. Da, actul sexual este o metodă tradițională, dar se bucură de popularitate în rândul femeilor și rămâne a fi plasat pe locul 3. Drept că în timp, să zicem, dacă mixul care de 2012, acel studiu, era circa 13%, acum e circa 11% utilizată metoda respectivă, dar rămâne a fi în top. Da. Ce aș vrea să mai zic la acest capitol? Da, o să mai revenim. Mulțumesc. Se aude? Eu aș vrea să aduc aminte colegilor, cred că știm lucrurile acestea, că de fapt un program eficient de planificare familiei stă pe trei balene, trei piloni. Deci unul dintre care este accesul către pastilă sau fie pastilă, fie altă metodă, al doilea este un prestator instruit și al treilea cerere din partea populației. Iată, în acest sens vreau să vă aduc aminte că am avut o strategie națională în care planificarea familiei s-a finisat în 2015, în care planificarea familiei era una din priorități. După ce s-a finisat, acum avem în derulare programul național în sănătate, atenție și drepturile sexuale și reproductive. Adică suntem o țară foarte progresivă, adică ne-am permis să spunem sexuală și reproductivă, adică ne pasă și de sexualitatea umană a populației Republicii Moldova. Și vreau să menționez că în cadrul acestui program, cred eu că planificarea familiei a fost și este cel mai răsfățat domeniu, pentru că s-au alocat finanțe mari, frumoase. Și suntem foarte recunoscutori toți din domeniu, pentru că, într-adevăr, pentru prima dată s-au alocat bani serioși pentru procurarea contraceptivilor și distribuirea lor, deci pilonul numărul 2. Pilonul numărul 1, acces către metode. S-au distribuit la medici de familie. Rezolvat acest aspect. Și fiind el rezolvat, putem evolua. Exact. Cel puțin la nivel de programe politici, suntem, într-adevăr, o țară destul de progresivă și, într-adevăr, astăzi, medicii de familie au în stocuri, asta mă adresez către populație să fie utilă și lor, au în stocuri o serie destul de bună, frumoasă de contraceptive. Ne-am mai dori încă înregistrarea și distribuirea a unor tipuri, dar cel puțin, iată, accesul către metoda modernă de contracepție s-a realizat, s-a oferit. Acum, cu prestatorii, la fel, vreau să vă zic, ultimii, care cred că 5-6 ani, s-au depus eforturi enorme în a dezvolta curiculi de instruire universitară, postuniversitară, centru de simulare, adică, practic, este o continuitate a instruirii, sunt instruiți medici de familie, adică, într-adevăr, s-a ridicat foarte serios nivelul de cunoștință. Dar la capitolul cereri din partea populației mai suntem încă este în urmă. Este loc de informare exact. Și educație. Zic asta medicii de familie să facem. Că au exact, Mariana. Avem contraceptive în stocuri și nu avem populație care să le ceară de la prestatori. Adică, cred că ceea ce a menționat Galina, e vorba de miturile persistente, ați auzit de la doamna Victoria, locul 2, acela scoitus întrerupt, care de fapt nu este metodă de contracepție. Cei care ne privesc, cei care mă utilizează, vă auto-amăgiți, nu este metodă de contracepție. 30 de femei rămân gravide dintr-o sută într-un an. Deci eficacitatea foarte joasă. Cea mai nederecomandat metodă. Iată, deci, segmentul la care cred în că ar mai trebui de... Da, dacă decât nimic, măcar aceasta este logica. Dar dacă totuși avem un acces oarecare către aceste cupluri care se adresează nouă și ele se adresează, din păcate... cu sarcini nedorite, apropo. Ele se adresează pentru că au nimerit că între cele 30% de eșec. Și evident că scopul este să ridicăm cunoștințele acestor cupluri pentru ca să utilizeze o metodă mai modernă, mai eficace și o metodă care, într-adevăr, îți permite un control bun a fertilității. Eu aș vrea astăzi să discutăm inclusiv despre creșterea calității vieții noastre, da? Și despre... cum un instrument ne poate ajuta să ne organizăm viața așa cum ne-o dorim noi. Ce am vorbit aici sunt instrumente, etapă cu etapă. Tot bine. Iată, în acest să ne fie bine, sunt mai mulți piloni, cum ați spus și dumneavoastră. Putem vorbi astăzi despre contracepție. Fie că este vorba de bărbat, fie că femeie. La siguranță,
Este un instrument extraordinar care a făcut revoluții la mijlocul secolului 20 în general în lume. În momentul când femeile au putut să-și controleze fertilitatea, s-a schimbat mult în lume și probabil că asta e legat de un proces extraordinar de frumos, de mare echitate, de calitatea vieții, de copii doriți în primul rând. Este un lucru extraordinar care îl propune și îl ajută planificarea familiei, ca copiii să fie real doriți, să nu fie copii abandonați, să nu fie copii lăsați în tomberoanele de gunoi, în alte lucruri, să nu fie lucrurile astea, istoria cu decreței, care o cunosc, cine nu o cunoaște, poate să caute filmul pe internet și să vadă unde aduc interzicerile. De ce ține în primul rând de calitatea vieții cuplurilor, de calitatea vieții viitoarelor generații, fiindcă sarcinile nedorite, ele adeseori sunt asociate cu foarte multă violență în cuplu, foarte multă violență față de copii și un cerc vicios din care foarte o generație traumatizată, din care foarte greu de ieșit. Și dacă noi vrem să facem o lume mai umană, mai conștientă, asta e un instrument care poate ajuta în acest sens. Și dacă începem din tinereță, lucrurile merg cu mult mai bine, chiar din copilărie. Am zis că la nivel de Ministerul Sănătății anul trecut a fost elaborat un regulament cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile de populație cu produse contraceptive. Deci în aceeași ordine de idee care a menționat-o doamna Rodica Comendant, că statul face mult în acest sens. Deci în acel regulament sunt specificate 12 grupuri de populație care ar putea beneficia de produse contraceptive gratuite în cadrul asistenței medicale primare. Care sunt acele grupuri? Probabil nu o să le număr pe toate, dar printre aceste grupuri se găsesc adolescenții și tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. De cele mai multe ori, acești tineri sunt beneficiari centrelor de sănătate prietenoase tinerilor. Și nu doar, ei merg și la cabinetele de sănătate reproducere și la medicul de familie. Deci aici se regăsesc femeile cu risc obstetrical, femeile cu risc somatic, femeile care au suportat în anul curent un avort, o întrerupere de sarcină, femeile cu dizabilități, doamna Gălina, se regăsesc acolo, da? Deci se mai regăsesc și acele persoane care trăiesc cu HIV și persoanele care au fost traficate și s-au întors în țară și au nevoi speciale ce ține și sistemul reproductiv. Deci este o listă mai lungă, am zis eu, 12 grupuri, deci care până la urmă vreau să vă zic că orice femeie de vârstă reproductivă sau orice bărbat cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani ar putea avea acces, sau nu că ar putea, da, au acces real la produse contraceptive. Alta este întrebarea, că, cum a menționat-o și doamna Rodica, nu întotdeauna populația cunoaște că poate beneficia de acest drept și se adresează. De deci, aceea, la capitolul cerere populației mai avem de lucru. Și încă un lucru aș vrea să menționez. Care sunt totuși acele instituții unde beneficiarul nostru poate accesa produse de contracepție și mai mult decât atât poate beneficia de o consiliere de calitate. Deci poate merge oriunde, începând cu medicul de familie din localitatea unde trăiești. Chiar nu trebuie să se deplaseze prea departe. Este medic de familie sau cel puțin asistent medical în fiecare localitate. Acestea sunt cabinetele de sănătate de producere, o structură care este inclusă din nou în cadrul asistenței medicale primare și acest cabinet de sănătate de producere se găsește la nivel raional, practic în cadrul centrelor de sănătate. Și acolo pot merge beneficiarii noștri. Și în cadrul centrului de sănătate prietenoase tinerilor, care oferă servicii categoriilor de vârste 15-24 de ani. Asta am vrut să zic. Oameni buni, aveți acces la serviciu, da? Puteți merge în structurile despre care am vorbit. Acolo găsiți o gamă foarte largă de produse contraceptive, începând cu prezervativul, pilula contraceptivă, dispozitivul intrauterin. Deci prezervative și această gamă de produse urmează să fie lărgită
chiar pe parcursul anului viitor, sperăm foarte mult cu noi produse, completat cu noi produse. Doar e important să cunoașteți, să mergeți și să cereți. Atunci când veți cere acest produs, aveți șanse reale să-l obțineți. Dar eu acum îmi doresc la fel să fim atenți la ecran, deoarece a venit timpul să vă zice mesajul de salut de la gazda evenimentului de astăzi. Este vorba despre doamna Nigina Abazada, care este reprezentanta rezidentă UNFPA în Republica Moldova. Atenție la ecran. Dear colleagues, dear ladies and gentlemen, and everyone who is connected with us today. Reception day together. For UNFPA, the United Nations Reproductive Health and Rights Agency, it is the most remarkable event of the year. We want to deliver a world where every pregnancy is wanted and every childbirth is safe. Therefore, family planning is at the core of our mandate. Contraception is not about pills, condoms, or fertility control. Contraception is about planning your future. It should not be about stigma, taboo, or shame. Family planning and access to contraceptions is indeed about and human rights. Imagine a girl who gets pregnant at the age of 16, drops her education for that reason, and all her future is devastated. Every year, thousands of girls in Moldova find themselves in similar situations because they still lack full knowledge and access to information on contraception, prevention of sexual violence, and access to youth-friendly services. And then imagine a couple who is trying to conceive while suffering from infertility. Shouldn't they get full access to professional family planning counseling in order to help them so their dream comes true? Due to family planning, a woman who is at the peak of her career can plan her pregnancy in advance, so it's at the right moment of her life. She gains not only in terms of autonomy, but also through advances in health and education, income and safety, both for her, her children and the family overall. Actions to ensure that every woman and man, every young person, has the power to make independent choices for the best of their future and ensure quality family planning services for all. Așa este, cum zic și eu, contracepția este despre a ține pulsul pe evenimentele vieții noastre, a fi stăpâni pe propria noastră viață, a evita pe cât posibil surprizele și momentele care ne iau prin surprindere și a nu ne da peste cap viața până la final. Pentru că de multe ori se întâmplă asta. Avem situații în Republica Moldova de femei, de tinere, inclusiv, de vârstă fragedă, inclusiv, care, deși încă nu sunt suficient de mature, au acasă un bebeluș și sunt nevoite să-și iau o pauză de câțiva ani până îl văd răsărit, zic eu, da? Până îl văd un pic crescut, astfel încât să reușească să-și reia, dacă reușesc, studiile, munca, căpătarea unor abilități, competențe, ca ulterior să se poată angaja. De multe ori, când vorbim despre venirea pe lumea unui copil, este un lucru extraordinar, dacă este la momentul potrivit și este dorit de absolut toată lumea, de femeie, deopotrivă, și de bărbat, de cealaltă parte, care asumat, matur, decid să facă o familie și vor să crească, să-și crească urmașii frumos. Ideal este așa, în viața de zi cu zi este diferit. Da, doamna Cibătaru? Aveți perfectă dreptate, de aceea și au menționat și colegii și țin să menționez și eu că planificarea familiei are o mulțime de beneficii asupra femeii și asupra societății în regim. De aceea atunci când vine un copil pe lume, un copil la un moment oportun al vieții, este o bucurie pentru toată lumea și uneori este o nefericire venirea unui copil pe lume. E trist să zicem acest lucru, să afirmăm acest lucru, dar se întâmplă și astfel de situații. Soldate cu abandonarea acestui copil, cum am spus, copii într-un coș cu gunoi. Deci, cu regret, astăzi, iată, în secolul care trăim noi astăzi, în mileniul acesta nou, ne confruntăm cu situații de tip, spre mare regret. Vreau să văd dacă acest microfon funcționează.
Așa, două clipe, îl dăm la verificat. Eu aș vrea... Doamna Galina, vreau, din și doamna Rudica la fel, din experiența proprie, iată, din activitățile de zi cu zi, din ceea ce vedeți la cabinet, ce trăiți? Lăsați-mă să vă întreb și astfel de momente, pentru că dincolo de cifre, de dovezi științifice, de argumente cercetate, studiate, inclusiv studii clinice, noi avem omul, noi avem femeia, noi avem situația și de multe ori soluția ia-o de unde noi. Dreptate și mai ales lucrând cu adolescenții, noi foarte des ne confruntăm deja cu consecințele la tot ce trebuia să se întâmple altfel și deja trebuie să ne gândim să găsim, iată, formularea asta, soluții de unde noi. Ea are 15 ani, el are 19, tata a decedat, mama este religioasă, în toată ziua mama vrea să păstreze sarcina, ea vrea întrerupere, dileme de tot felul, cum acționăm, unde sunt interesele superioare, când deja e foarte greu, se adresează la noi, ea a fost alt caz, 17 ani, a fost din familie foarte vulnerabilă, bătăi, violență, plasată în multe localuri, fugit de acolo, poliția căutată, în cel din urmă infectată de cineva de HIV, gravidă, împreună cu toți caută soluție. Iarăși asta e eforturi, fiecare caz, de astfel, el ia eforturi extraordinari la sistem, la toți colegii, pentru a aduce, a ajunge la un numitor comun, la un rezultat și adeseori la cei ce ajungem pe noi, pe specialiști, nu credem că este rezultatul cel mai potrivit, cu părere de rău. Deja e târziu, multe lucruri se facă. Vreau să vă spun că în decursul anilor noi la adolescente, la fetele adolescente, absoluta majoritatea cazurilor care vin pentru întreruperea sarcinii, mama este plecată psihotare la muncă. Cu rare excepție este prezent pe loc. Adică comunicare, cine să comunice cu fata asta, cine să-i susție pe fetița asta. Adeseori adolescentele și noi de obicei le rămân ele la urmă cele mai acuzate, cele mai învinovățite, nu știu cum să uită despre rolul că este și un partener. Aici adeseori este cu mult mai matur și este și codul penal, care e foarte bine spun și mulți dintre ei sunt foarte mirați și supără pe noi că noi acuzăm, le lezăm lor drepturile de a avea, de a-și manifesta sexualitatea în modul cel mai oportun, sau domnișoara care spune că eu am vrut la 14 ani jumate și el având 18 ori, 19 ori, chiar și mai mult. Deci sunt momente de o ignoranță absolută în societate, în genere, despre propriul nostru organism, despre cum funcționează organismul nostru, cum noi comunicăm în cuplu, cum noi știm măcar lucruri elementare din legislație, sau noi văzând exemplele din societatea noastră, credem că legea pentru cineva se aplică, dar pentru cineva nu, și credem că dacă noi suntem un major or cineva, că noi în situația asta noi putem să avem relații cu domnișoare și așa mai departe. Deci asta e munca noastră de fiecare zi și adeseori fiecare caz din acestea ne ia ore, sunete, o mulțime atunci când deja e târziu și cu părere de rău, după cum spun eu, ne dor aceste rezultate, fiindcă dacă facem doi pași înapoi. Eu nu știu de ce sistemul nostru de învățământ, sau nu știu, eu am să vorbesc foarte sincer acum, depinde și ne dorim noi oameni buni cu toții în societatea noastră. Iată și ei și vedem noi la COVID, ne place, da? Cum noi avem o mulțime de limitări, cum noi avem pline toate spitalele cu mii de noi cazuri, asta e iarăși în aceeași listă cu capacități elementare de gândire critică, capacități elementare de deprinderi de viață sunt din aceeași serie. Dacă, de exemplu, să zicem Norvegia, sunt vaccinați 90%, sau Suedia, care au și lecții de educație sexuală pentru 50 de ani, sunt legate tot de acest sens. Și oamenii sunt conștienți, îndeplinesc regulile care le asigură securitate. La noi trăim într-așa un...
Mediu, da, mă stăru eu cum, fiindcă ne doare foarte mult, noi am lucrat foarte intens și în perioada de COVID, vreau să zic, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, chiar în 20, în perioada plină de COVID, când am avut multe limitări, noi am distribuit pastile contraceptive chiar ceva mai mult decât în 19. Adică noi am inclus toate rețelele, inclusiv rețelele socializare, consiliere online, să ajungem la cât mai mulți tineri. Desigur că asta nu rezolvă foarte mult situația dacă nu sunt iarăși cu toții la nivel de societate, cumva noi să ne dăm cu toții mai mult seama în genere pentru ce trăim noi. Noi vrem în genere să avem copii fericiți, familii fericite, ori vrem cum ne e valul, așa și să ne ducă și noi pe urmă să intrăm toți în rolul de jertve, că nici vinovat Bill Gates, că nici vinovat guvernul, că nici vinovat, nu știu, profesorul și așa mai departe. Dacă noi, eu nu știu, așa, am ocazia muia, cred că ultimii câțiva ani, să mă exprim în public despre durerea că noi ne confruntăm cu consecințele la așa o ignoranță, la grad superlativ din societate, de la diferite niveluri. Da, așa o leacă de catarsis. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre tineri, adolescente și experiența lor, dar la fel situații sunt o grămadă, inclusiv la femeile căsătorite, inclusiv într-o familie, într-un cuplu care deja formează un cuplu și deja sunt împreună. Vreau să aduc aminte că, de fapt, Ziua Mondială Contracepției a fost duminică, pe 26, și astăzi lumea sărbătorește la nivel mondial, global, dreptul femeii la un avort în siguranță. Și ceea ce discutăm noi astăzi, și nu zădar discutăm planificarea familiei, contracepția, pentru că calitatea vieții înseamnă inclusiv și prevenirea, cum a zis Maria, a surprizelor. Că nu se aude? A neutilizării contracepției este sarcină nedorită. Și dacă îi comparăm o femeie care are o sarcină dorită, care toată lumea o susține, familia, soțul, societatea, ea este fericită, și-a planificat această sarcină, către ea sănătoasă, una din avantajele utilizării planificării familiei. Ai ocazia să planifici această sarcină, da? Suportul. În comparare, o femeie care are o sarcină nedorită, inclusiv și cea căsătorită, femeie, da, apropo, care lăptează, spre exemplu, bebelușul și nu știa că poate deveni gravidă, este absolut stresată și este de la ea se întoarce toată lumea. Ea se consideră de vină, altfel cumva, vinovată și așa mai departe. Adică dreptul acestei femei să decidă ce face corpul ei și ea știe tot timpul mai bine. Femeile tot timpul, cel mai bine dintre toți, să facă această sarcină. Și este permis de lege și avem metode moderne de întrerupere a sarcinii. Apropo, Galina mi-a ajutat, a vorbit despre perioada COVID-ului. Noi am lansat un serviciu la distanță, medicină, unde femeile se puteau adresa și vreau să vă zic că, făcând statistica, sau nu numai domeniul adolescenților sau femeilor necăsătorite este domeniul de sarcină. Zic, în aceeași ordine de idei cu doamna Rodica, deci o surpriză este acea sarcină nedorită, soldată de foarte multe ori cu un avort. O altă surpriză neplăcută ar fi acele infecții cu transmitere sexuale. Și ne bucură, ne-ai spus de mult faptul că a crescut rata de utilizare a prezervativului, da, în rândul populației. Acum este plasat pe primul loc, pentru că prezervativul este unica metodă de contracepție care previne și o infecție cu transmitere sexuală, nu doar o sarcină nedorită. Eu aș vrea să vin așa cu un mesaj. Deci noi suntem alianța care monitorizăm respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și am fost, deci am
Și este de apreciat faptul că transversal dizabilitatea este inclusiv în lege și este în dreptul. Național. Și beneficiază de serviciilor medicale primare și a centrelor prietenoase tinerilor. Noi cunoaștem că dizabilitate, încă suntem cu o întrebare deschisă. De ce spun lucrul ăsta? Este foarte important ca toate instituțiile acestea, serviciile, centrele prietenoase, să asigure accesibilitatea nu doar din punct de vedere fizic, dar și informațional. Informația să fie oferită în format ușor de înțeles, ușor de citit. Este necesitatea de a vorbi și de a avea un translator în limbajul semnelor pentru a vorbi cu persoanele cu dizabilitate de auz și informația în limbajul Braille. Dar cu toate acestea atestăm și noi lucruri pozitive, se văd rezultate, se văd progrese în acest aspect, însă mai avem încă de lucru și consider că pas cu pas, monitorizând aceste politici, implementarea legilor, o să dea și rezultate. Dacă este, am vorbit un pic mai devreme despre multe metode de contracepție. Chiar doamna Cibătoară le-a descris în acel studiu pe care l-a efectuat. Dacă este să ne întrebe cineva astăzi, cum aleg contraceptivul potrivit? Prima întrebare. Și doi, cum știu eu că cele pe care le voi utiliza sunt cu adevărat cele potrivite? Iată, având în vedere aceste întrebări, ce le-ați răspunde femeilor care ar veni în fața dumneavoastră? Cui să-i dau microfonul? Am înțeles. Noi avem o întrebare clasică. Sper. Eu
Vorbiți fără microfon. Vorbiți mai tare. Așa. Dacă să vorbim despre adolescenți, se aude acum? Da. Dacă să vorbim despre adolescență, una din întrebările clasice este care e metoda ideală pentru adolescenți? Erau multe programe în lume care spuneau că metoda ideală este numai abstinența și să uite despre ceilalți, să gândească numai la studii și la lucruri creative. E foarte frumos sună pentru mulți maturi și așa mai departe, dar absolut nelegat de realitate. Realitatea este că totuși până la 16-17 ani mai mult de 20 pătrime de adolescenți și mai mult au relații sexuale deja. Asta este viața și cu cât mai mult cunoștințe ei au. Și vreau să menționez că vârsta aceasta de a începe relațiile sexuale, cât n-ar părea de paradoxal și cât n-au legat-o mulți opoziționanți la educație sexuale, că va începe relație sexuală dacă vom vorbi despre sexualitate, este una și aceeași cum a fost 100 de ani în urmă și la noi și acum, și este una și aceeași și în țările dezvoltate, și în țările în curs de dezvoltare, și nu e o metodă ideală, doar abstinența. Pentru unii, asta poate fi potrivit, dacă ea corespunde cu sistemul lor de valori, pentru fiecare în parte, la anumite perioade a vieții, în diferite contexte, pot fi absolut potrivite diferite metode. De ce nu e posibil să spui că este o metodă ideală pentru toți adolescenții, chiar și pentru un adolescent, e una când e la începutul relației, e una când deja este o relație foarte stabilă, e cu totul alta când este o domnișoară care deja mai matură, s-a căsătorit, are copii. Deci, în fiecare caz aparte, este metoda sa potrivită. Ideal este de a consulta un medic din toate aceste servicii despre care s-a vorbit, dar este o metodă cu care se poate început oricând. Prezervativul, de exemplu, nu are nicio contraindicație. Unele pastile pot fi prima folie, mai bine să o începi chiar și care o ai la îndemână și pe urmă să te consulți, decât să nu începi deloc. De ce? Și tot așa mai departe. Eu vreau să-mi cer scuze pentru cei care ne urmăresc pentru problemele de sunet pe care le-am avut până acum. Sper că ne auziți bine, sper că mesajul nostru este auzit. Doamna Cevotaru, dacă ar fi să vă întreb pe dumneavoastră, ce putem astăzi considera metode de contracepție moderne și care sunt cele pe care le putem utiliza și pot fi utilizate atunci când ne dorim inclusiv o viață sexuală sănătoasă? De ce nu? Doamna Mariana, mai întâi de toate trebuie să fim conștienți de faptul că metodele moderne au eficiență mult mai înaltă, adică cele tradiționale, foarte frecvent, ne confruntăm cu eșecuri. Și de aici acea sarcină dorită s-a dat ulterior cu un avort, ceea ce efectă sexuală. Când vorbim despre metodele moderne de contracepție, presupunem aici următoarele. Ar fi pastila contraceptivă, dispozitivul intrauterin, prezervativul, da? Deci implantul, spre marea noastră bucurie, grație faptului implicării foarte active a colegilor noștri, aici vreau să remarc chiar contribuția doamnei Rodica Comentan, acest implant hormonal, care până la moment nu l-am avut pe piața Republicii Moldova, deja a fost înregistrat. Și deci, pentru anul viitor am planificat ca în Programul Național de Sănătate și Drepturi Sexuale Reproductive să fie procurat, dacă o să găsească acel agent economic care o să-l aduc piața Republicii Moldova. În afară de implanturi, mai sunt și plasturi contraceptive și o mulțime de alte metode. Deci, ca rezumat, vreau să zic încă o dată că toate aceste metode moderne sunt alegere perfectă pentru femei. Acum depinde care se potrivește, fiindcă nu este o soluție să utilizezi acea pastilă contraceptivă care o bea, de exemplu, vecina, sora, colega și mai departe. Este ideal ca beneficiarul să meargă la un cabinet de sănătate reproducere, la un centru de sănătate pentru tine, la medic de familie sau asistent medical foarte bine instruit, ca să fie consiliat până a accesa o metodă de contracepție. Da? Să aibă o consiliere, să vadă ce se potrivește, ce nu se potrivește, care ar fi indicații, care ar fi contraindicațiile. Și în dependență de toate aceste momente, să-și ia deci, acea metodă de contracepție. Și aș vrea să mai remarc un moment. Până la urmă, decizia finală de a alege o metodă ține de cuplu, ține de individ. Dar, desigur, că această decizie trebuie să fie ghidată de un specialist. Decizia aparține, dar ghidată să fie de un specialist ca să aleagă anume acea metodă care se potrivește cu adevărat. Dar de multe ori femeia este cea care decide sau totuși ar trebui în cuplu să se discute acest aspect? Ai întrebat mai sus, Maria, care e cea mai bună? Cea care o alege femeia sau cuplu? Sunt studii care arată că dacă metoda de contracepție este aleasă împreună de cuplu, deci longevitatea utilizării
acestei metode va fi mai de lungă durată, da? Și noi tot spunem femeie, dar aici și bărbatul și partenerul, soțul are un rol foarte important de jucat. Sorry. Pentru că chiar dacă este o singură metodă direcționată spre bărbați, așa, utilizarea condomului, ceea ce, apropo, este ideală pentru toată lumea care este în relație nouă pentru protecția împotriva maladiei sexual transmisibilă, pentru că ai să vrei cândva o sarcină. și dacă o achiziționezi, îți riști propria fertilitate. Păi rolul nu se reduce doar la utilizarea condomului, ci la susținerea alegerii făcute de soție, de ce nu aducerea aminte seara, iubito, nu uita să-ți iai pilula și alte lucruri de genul acesta, pentru că până la urmă protecția împotriva sarcinii sau nedorite sau maladii sexual transmisibile este treaba amândorora. Și asta, așa cum am vorbit, eu mă bucur, nu știu la dumneavoastră, Galina, dar vin tot mai multe cupluri și asta... întrebai mai sus despre ce s-a schimbat. Vin împreună și întreabă ce să utilizăm. Și îmi place că uneori domnii au chiar mai multe întrebări decât doamnele. Adică le pasă ce se întâmplă cu corpul femeii. Dar dacă e să zicem conform cărții, deci o metodă bună pentru tine este aceea care are o eficacitate bună. Am spus mai sus cât de proastă eficacitate are cel coitus întrerupt. Este reversibilă, adică cineva cine își planifică sarcini. Este loterie, da? La final, coitus întrerupt. Da, un fel de loterie, un fel de autoamăgire, cum am zis eu. Dacă mai vrei sau nu copii, și aici e evident că sterilizarea chirurgicală nu se potrivește atunci când îți mai dorești copii, această metodă trebuie să nu-ți influențeze sănătatea. Și acum vreau să vă zic, tot ce este în ceea ce privește contracepția nu este nimic nociv care să influențeze de rău sănătatea. Și până la urmă să nu influențeze de rău contactul sexual, pentru că și așa contraceptivă mai avem. Apropo, o noutate, dacă îmi permiteți. În state a apărut și deja aprobat de FDA o metodă de contracepție care, de fapt, este o metodă locală, dar nu este Pharmatex-ul și altele, nu vreau să fac reclamă, ci este un gel care doar modifică pH-ul vaginal și prin aceasta și ameliorează starea florii vaginale, dar și prin aceasta are și cu o eficacitate de până la 95-96%. Dar, în general, accesul către contracepție și metodele contraceptive, astăzi noi avem acces, astăzi eu, dacă îmi doresc, pot apela oriunde ca să reușesc să-mi asigur acest drept al meu până la final, că este dreptul meu la sănătate, de ce nu și dreptul meu de a-mi fi propriul stăpân pe viața mea. Unde apelez? Cum fac? Unde mă adresez? Și criteriul 2, confidențialitatea. Iată eu, dacă aș vrea, să fie doar alegerea mea și să nu mă știe nimeni că am fost la doctor cu asemenea întrebare. Îmi este asigurat? Pentru că, de exemplu, municipiul Chișinău nu este problemă, că suntem mulți. Dar când vorbim despre localități rurale, localități mici, da? Localități, s-ar putea să afle vecina sau vecinul sau cineva acolo. Farmacista locuiește peste drum și există această frică să nu mă știe lumea, da? până la urmă. Cum facem în acest caz? Iată, accesibilitate plus confidențialitate ca și criterii. Dacă îmi permiteți. Da, doamnă Victoria. Deci eu am menționat anterior că acum ca niciodată este un acces destul de bun la produse contraceptive și la consiliere, fiindcă servicii de acest gen oferă și medicul de familie, cu asistentele lui medicale, care au fost foarte bine instruiți pe parcursul anilor. Și există acele module în cadrul curriculum universitare, post-universitare. Deci, practic, astăzi putem să afirmăm cu certitudine că medicul de familie este bine instruit și poate oferi o consiliere de calitate. Bine, mai există și rezerve, mai există și, mă rog, rezistență pe alocă, dar în general, da. Medicul de familie care se află practic în fiecare localitate. Localități mai mici, el vine la anumite zile, la anumite ore sau există o asistență medicală permanentă. Plus la aceasta, cele centre de sănătate pentru tineri, care acum sunt în 41 de localități și în urbe, în municipiul Chișinău și în municipiul Bălți și în fiecare centru raional care lucrează, la cota maximă acum și a lucrat și pe perioada pandemiei, deci atunci era lockdown. Și avem acele cabinete de sănătate reproducere, acum sunt 49, în număr 49, iarăși, în cadrul meteorului Chișinău, la Bălți și în fiecare centre raionare. Adică o femeie sau un bărbat tânăr, o fetiță, o fată sau un băiat sexual activ și care au nevoie de un produs contraceptiv, ar putea merge.
fie la medicul de familie, dar a menționat doamna Rodica că e medicul de familie, crește macalat, ar putea auzi părintele, că ar putea auzi nu știu cine, că poate confidențialitatea pe locul să nu fie respectată, deși la capitolul ăsta au fost instruiți foarte bine și medicul de familie și asistente medicale cu referire la dreptul acesta suprem, la confidențialitate. Dar dacă nu, atunci acel tânăr sau tânără pot merge la un centru de sănătate pentru tineri. Se lucrează oameni foarte bine instruiți și care deci oferă servicii calitative, respectind totodată confidențialitatea. Ar putea merge și la un cabinet de sănătate reproducere, adică există mai multe oportunități pentru cei care pot beneficia de produs gratuit. Cei care au consultat și procure acest produs pot să o facă în rețeaua de farmacii, pentru că avem o gamă vastă de produse contraceptive în rețeaua de farmacii, cu excepția câtorva. Cum am zis, acel implant, de exemplu, care sperăm foarte mult că o să apară pe piața Republicii Moldova, dar e necesar că a depus efort în acest sens. Adică are de unde alege beneficiar, potențialul beneficiar. Poate să o facă. Și iarăși mă întorc, subiectul care a fost abordat anterior, uneori există infrastructură bine dezvoltată, da? Specialiști bine informați și bine instruiți, există acele consumabile, da? O gamă vastă de produse contraceptive, dar beneficiarul nu ajunge să beneficieze de acest produs. De ce? Întrebare. Uneori de lipsă de informație, ignoranță, ar fi și ignoranță pe de o parte, dar haideți, nu lăsăm lipsa la ignoranță, dar să vorbim lipsă de informație. De ce? La ce segment avem de lucrat foarte și foarte. Dacă îmi permiteți, sigur, sigur. Da? Pentru mine, sistemul ideal este sistemul francez, în care dacă ai intrat ieri în Franța, deja astăzi poți beneficia de orice contraceptiv gratuit absolut. Deci toate cele este acoperite de sistemul social și aceste lucruri le pot presta asistentele medicale și așa mai departe. Dar reîntorcându-mă din Franța la condițiile noastre, atâta timp cât între utilizarea unui contraceptiv numai decât trebuie să stea un prestator de serviciu, va fi problema aceasta de limite de acces și confidențialitate, un pic ușor de încălcare. De aceea, cred că pasul următor, pentru cei care nu se tem și spun lucruri pe nume, ar fi, cred că, distribuirea prezervativelor, condoamelor, prin intermediul unor mașini specializate doar în condoame. Adică noi nu ne temem să distribuim. Deci, în condoame, acolo pot fi și măsuri igienice, ca aceleași istorie, exact. Cu igiena menstruală, cu momente care sunt tabu la noi și corelate în toate barurile. Adică noi putem în cor, cred că noi avem o rată atât de mare de maladii sexual transmisibile și ar fi foarte frumos de văzut, de făcut o pilotare, de văzut dacă punem aceste mașini prin școli sau în locurile unde merg adolescenții. Măcar în barurile din sate. Și fără ca acest adolescent să meargă la farmacie, spre exemplu, dacă nu are altă soluție să ia condomul, dar pentru că farmacista îi spune mamei. Și dar chiar și la farmacie, dacă mașina asta ar fi nu la ochiul farmacistului, dar să intri și să mai fie acolo niște lucruri igienici și nu poate vedea toți ce s-a luat, să leagă niște sanitizeri, de exemplu, în perioada aceasta și... Poate să fie și pe psiholog. Și pe psiholog, da. Și pe psiholog. Astăzi, oricum, astăzi noi avem acces la servicii. Cum a zis și doamna Cibotaru, putem cu adevărat să mergem, chiar dacă, cum a spus doamna Rodica, este un risc mic referitor la confidențialitate. Dar în mare parte, astăzi nu putem spune că contracepția este scumpă? Este accesibilă? Dacă într-adevăr să vorbim, iată să comparăm chiar și cu 5 ani în urmă, că noi eram totalmente dependenți 5-6 ani numai de donații externe. Eu gândesc că Republica Moldova, dacă la serios, așa, a făcut un pas extraordinar acum în a asigura unul dintre drepturile fundamentale. Eu singură ca femeie, ca specialist în domeniul sănătății reproducerii, ca mamă, sunt extraordinar de recunoscătoare Moldovei pentru efortul ăsta și toți care au contribuit, care s-a făcut, ca atunci aceste produse de viață normală să fie accesibile la așa un grad. Și de calitatea vieții și, și produsele sunt toate de calitate și într-o varietate extraordinară. Deci, ceea ce s-a întâmplat în ultimii și datorită iată acestui program, fiindcă noi inițial începusem să procurăm din banii foarte mizerie centrului să avem unele produse, măcar până a sporni programul național. Și acum noi simțim lucrul acesta și ne arată și rapoartele noastre cum lucrurile se numesc. Dar, cum am spus, am vorbit cu Rodica numai ce, desigur că asta e un primul pas doar. Și noi trebuie să ne gândim puțin mai departe. Și noi nu scoatem, e cu mult mai ușor să asiguri cu toată gama de produse decât scoți stereotipurile din gândire, inclusiv și a prestatorilor de servicii. Un training cât de bun n-ar fi, dar trebuie timp.
ca lucrurile și atitudinea să schimbe și instrumente de este de a facilita accesul. Nu e o glumă, că noi pledăm de mulți ani de zile pentru aceste mașini cu lucruri igienice, cu lucruri de primă necesitate, care să fie peste tot, unii pot să acceseze tinerii și nu numai tinerii. Că noi întotdeauna când vorbim cu specialiștii noștri, spunem, cine din voi, vă rog frumos, duceți-vă la farmacie din apropiere și în glas tare, spuneți, vă rog frumos, ce tipuri de prezervative dumneavoastră aveți, că eu vreau să aleg din cele care le aveți și vreau să mă gândesc și la câteva tipuri de contacte sexuale și dacă sunt prezervativele potrivite pentru aceste tipuri de contacte sexuale. În glas tare, așa, când este rândul de 3 cu metri din satul dumneavoastră, vă duceți acolo sau chiar două, una. Dacă mai este asta adolescent, niciodată nu-ți deschid de vorba despre acest moment. Adică deci este de muncit. Asta, este foarte mult. S-a asta făcut vreau un pas să mare. Zic. Avem astăzi, avem acces astăzi, prin cabinete, prin specialiști, prin medicul de familie, avem acces la contracepție, este încă mult de muncit pentru a asigura și mai mult populația cu privire la metode. Eu aș vrea să vă invit să privim cazul Liei Pogolș, să zic așa. Ea astăzi se bucură de o sarcină dorită, planificată. Este exact femeia de succes care, după ce și-a organizat anumite momente importante din viața ei, a decis că este cazul, alături de partenerul ei, alături de soț, să aibă o sarcină sănătoasă și vreau și cei de acasă să-i urmărească ceva povestea. Ceva spune Natalia. Da, da, da. Credeam că nu-i fi. Înainte de 25 de săptămâni, Pogolșa și Nicolae Golubovski se bucură de un nou statut, cel de viitor părinți. Înainte de a deveni părinți pentru a treia revenire după 9 ani de zile, am uitat și numărul de telefon, dar unicul lucru pe care îl știam era sediul centrului și biroul doamnei Victoria. Și atunci am zis, salut, noi am venit peste 9 ani, noi iarăși vrem să devenim părinți. Prima întâlnire cu medicul a fost una de a revizui toate întrebările la care pot să dau răspuns și atunci a fost întrebare-răspuns și mai mult ca o prietenă mi-a fost pentru noi. Ne-a întrebat care sunt metodele, cum ne protejăm, dacă am avut careva boli preventive sau suferim de ceva. Noi am dat ultimele rezultate de analize și totul este perfect, sănătos plus. Alimentația, ritmul de viață și tot ce consumăm noi ne permite să avem încredere în corpul pregătit și sănătos. Toate serviciile oferite de cabinetele de sănătate a reproducerii sunt gratuite. Cuplurile pot veni fie în baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la alt specialist, fie pe cont propriu. În cazul meu a fost necesară o intervenție după 35 de ani și doamna rectoră m-a îndrumat să fac amniocenteza aici la centru, pentru că este unicul centru din Republica Moldova unde vin toate femeile ca să prevină careva malformații sau sindrom pentru viitorul copilaș. Asta am făcut și eu, chiar dacă citisem pe internet că este o procedură foarte dureroasă, foarte strașnică, cu riscuri și n-am vrut să o fac, doar pentru o consultație cu ea, în 5 minute, mi-a zis, stai liniștit aici, mii de femei fac în fiecare lună, tu nu ești prima și asta o să-ți permită să fii sigură că ai făcut o decizie corectă acum, decât pe urmă să fie prea târziu. Am crezut în ea, m-am programat, am venit, am făcut procedura și am plecat acasă, așteptând 3 săptămâni rezultatul. Am făcut toate analizele care sunt necesare și am bucurat-o peste câteva luni cu noutatea. Ne-a ajutat foarte mult, pentru că ea dânsa deja știe cu experiența sa, adică la cine trebuie să ne desem, ce trebuie să facem, are grijă și de vârstă, adică și de sarcină, adică cât săptămâni. Și e foarte ușor, adică în momentul acesta, pentru că la momentul când tu nu cunoști o aici de prima dată, chiar poate fi de două oară, dacă a fost haotică, organizată sau ghidată, adică cam te pierzi. Dar aici de acum știi că apelezi, aloc, bună ziua, adică suntem noi și e foarte, foarte liberă de ce suntem. Practic, ni s-au scos tot sacele de pe spatele nostru, pentru că, cu siguranță, știm ce trebuie să facem. Pentru că o ghidare bună este un drum deschis. Nicolae Golubovski a fost alături de soția sa la fiecare etapă de planificare a sarcinii. La fel de implicat este și la ședințele de monitorizare a dezvoltării fătului. Deci, odată ce ți iei partenerul de viață, devii și un sprijin. Deci, că cu mama,
e pentru copilul său, așa și e soțul sau partenerul, adică. E dacă are ceva întrebare sau are ceva dubii sau ceva suspecții, adică își împartă și ție. Când rămâi singur între întrebări și între decizii, te poți fi iată. Când ești în doi, cum zice Dumnezeu, în doi este totul mai frumos. Emoțional este foarte important acest lucru și vreau și copilul să-i se transmită deja această energie că cineva este alături, că cineva îl simte, că cineva îl atinge sau că cineva deja e transmis. Deci și când cântece de leagă. În prezent, pe teritoriul Răzului Moldova există 49 de cabinete de sănătate a reproducerii, care sunt amplasate în centrele de sănătate raionale sau în domicilii. În Chișinău, astfel de cabinete funcționează în cadrul asociațiilor medicilor de familie în cele 5 sectoare. Este foarte important să facem analizele inițiale, să ne testăm corpurile, să vedem cât de pregătiți suntem, ce trebuie să adăugăm dacă este la nivel de imunitate sau în rezultate sânge. Și atunci, eu, în cazul meu, având două cezariene anterioare, pentru mine a fost primordial să fac această planificare ca să știu dacă va rezista corpul meu la vârsta mea, la constituția corpului care o am acum. Și să pot fi sigură că nu am riscat cu viața mea și cu viața viitorului copil. Foarte frumos, cu adevărat, când vorbim despre planificare, iată, vorbim despre asemenea istorii de succes. De ce? Pentru că atunci când planifici etapă cu etapă, reușești cu adevărat să acorzi atenția necesară și pregătirii, și perioadei de preconcepție, și verificării corpului, și planificării, și testul după care pozitiv, și iarăși etapă cu etapă până reușești cu adevărat să-ți ții piciul în brațe. Doamna Victoria, sunt pacienții dumneavoastră. Da, sunt pacienții. Da, da. Cum i-ați văzut prima dată? Cum i-ați simțit? Erau pregătiți? Erau nepregătiți? Luați prin surprindere? Sau totul a fost calm, organizat, așteptat? Bine, în cazul acesta totul a fost calm, organizat și așteptat și o sarcină planificată. Doamna mai are de copii, v-a zis, care urmare, deci au fost cezariene, erau multe motive. Dar atunci când se stabilește o relație calmă, caldă, de susținere între medicul curant și între cuplu, e varianta ideală. Vedeți, cuplul atunci are încredere în medic, are încredere în cele recomandări pe care le faci și urmează cu stricteță pas cu pas pentru a ajunge la acel rezultat final și de a ține în brață acel bebeluș extraordinar care îl așteaptă în cursul acestor lui. Deci, experiențe de timp sunt o mulțime și doctorii noștri, într-adevăr, nu vin doar cu acea consiliere strict, zicem, per metodă sau per... Deci, vin și cu acel suport care îl așteaptă cuplurile, pentru că avem și situații când un cuplu vine nu special pentru o intervenție, să zicem, pentru un sfat legat de aparate, dar vin ca să fie ascultați, ca să fie auziți, ca să fie îndrumați și acest suport, sigur, este unul contăutor. Eu mai zic astfel, medicina de astăzi, medicina modernă, este despre relație. Relația și parteneriatul de încredere dintre medic, pe de o parte, sau lucrătorul medical și pacient, familie, cuplu, în cazul nostru. Atunci când ai la cine merge să te deschizi, multe alte situații se rezolvă de la sine. Pentru că de multe ori aici este problema, în impediment de comunicare, da? Într-o informație sau într-o problemă de comunicare dintre persoană, omul simplu, eu, tu, fiecare dintre noi și specialist și medic. Și atunci când îl găsești, îl simți, până la urmă fiecare dintre noi ne găsim medicul nostru, altfel nu avem nici cum merge înainte. Atunci deja se reușește. Doamna Climo, vreau să vă adresez dumneavoastră o întrebare. Atunci când vorbim despre persoane cu nevoi speciale, nu știu, din partea lor față de populația generală, se simte o lipsă mai acută de informații sau din contra, astăzi, indiferent de statut, orice persoană știe și vă găsește inclusiv pe dumneavoastră când are întrebări referitor la planificarea vieții, planificarea familială și tot așa. Eu am să accentuez, deci, întrebarea dumneavoastră că se simte cea insuficiență de informare a persoanelor, a tinerilor, a persoanelor cu nevoi special, a persoanelor cu disabilități, cu privire la metode de contracepție, acele servicii care pot să le acceseze pentru acele consultații, pentru informații pe care ei le caută. De ce? Pentru că trebuie să ne gândim care sunt acele
metode de, deci, căi de comunicare, de promovare a informației, da? Sunt sursele media, sunt media, deci, rețele de socializare, sunt televiziune, radio. Deci aici este mult de lucru și trebuie în continuare de promovat, de informat populația. De ce nu în localități să fie la centrele medicilor, la punctele medicare, să fie plasate postere în format ușor. Iată, dacă ai nevoie de contracepție, iată unde poți să apelezi, iată care este numărul de telefon, când poți să te planifici așa o vizită, inclusiv că poți să beneficiezi de contracepție gratuită. Deci este nevoie de așa o informație și, cum am spus, un format ușor de înțeles, pentru că formatul ăsta de ușor de înțeles, ușor de citit, nu este doar pentru persoane cu nevoi speciale, este pentru populația întreagă. Absolut. Cu cât mai ușor este dată informația, cu atât accesul este sporit. Da. Un alt criteriu extrem de important pe care aș vrea să punem astăzi acces este discuțiile părinților cu viitorii lor adolescenți, tineri și femei și bărbați de succes, da? Sunt mamă, am doi copii, cel mare este clasa a doua, cel micuț este bebeluș. Eu vin dintr-o familie cu 5 copii, dintre care 4 suntem fete. Apoi, să știți că a fost momentul în care, la început de apariția menstruației, mama a fost cea care, când i-am zis, mi-a zis, vino dragul mame că avem de discutat. Și adică am avut noroc și am noroc de o mamă extraordinară, pentru că ea a fost cea care mi-a zis că este posibil să intervină o sarcină. Ai vreun subiect? Discuți cu mine. Nu-ți fie rușine de mine? Întotdeauna zi-mi ce te macină, pentru că eu am să fiu alături de tine. Hai că norocul meu a fost că am avut surori mai mari, da? Care pe alocuri, când nu știam, da, spune-mi ce să fac, da, cum este mai bine. Și atunci am avut, nu știu cum, ghidajul ăsta în familie, da? Fiind fete, mama fiind și ea femeie, da, înțeleaptă, zic eu, că pentru generația lor atunci nu se vorbea, era rușine. Dar mama a avut curajul să vorbească cu noi, inclusiv despre băieți, inclusiv cu ce se poate finaliza o relație dintre o fată și un băiat, inclusiv a fost alături de mine când a fost prima dragoste și eu am suferit foarte mult ca fiecare fată și zicea, uite, dacă ai nevoie, eu merg și vorbesc cu el. Da, nu știu să vorbesc cu el, stai liniștită. Acum, matură fiind, dând în spate, dând în urmă informațiile, îmi dau seama că a fost cea mai înțeleaptă decizia ei să vorbească cu noi și să ne fie alături atunci când viața noastră au apărut parteneri, au apărut băieți, da, noi fiind fete. Avem mult de muncit în societate la capitolul ăsta, fără doar și poate. Mie, scuze. Da, doamna Rodica. Foarte frumoasă poveste. Iată, vreau să zic pentru toți, asta de fapt este educația sexuală de care toată lumea se teme. Asta e educația sexuală primită în familie. Și asta de fapt e un model extraordinar cum din copilărie, din partea părinților, copiii pot fi educați în sensul acesta. Adică educația sexuală, de multe ori spunem noi, nu este despre cum se face sex, deși ar trebui. Dar este mai mult, iată, aspectele acestea de relaționare, de stimă, de respect, de dezvoltare a unei relații. Frumos tare! Ca să continui această idee, acum având băiat, clasa a doua, într-o zi, vine la mine, mama, ce înseamnă X? Sau mama, este diferență dintre băiat și fată la grădiniță? Eu fiind norocoasă, am acasă un atlas al anatomiei, de anatomie gros, și zic, ia vino să-ți arăt. Atât cât a putut el să înțeleagă la vârsta lui. Dar cel puțin înțelege că există diferențe, înțelege că mă are pe mine ca partener și pot vorbi oricând, pentru că eu i-am zis, orice întrebare ai în viața ta, eu sunt aici pentru tine, eu și mami, pentru, eu și tati pentru tine și doar pentru tine. De ce? Ca să-i asigur acea încredere, platformă, ca să-l pot... cum zic eu, ca să-i pot da un start sănătos în viața de familie, inclusiv când va fi mare și va ajunge acolo. Asta e cel mai important ce pot să facă părinții. Eu îmi să fac doar o remarcă pentru audiența noastră. Dragi părinți, dacă sunteți cineva participând aici cu noi, cu siguranță. Eu sper, da, independent cum dumneavoastră comunicați, nu comunicați,
tăceți, abordați. Dumneavoastră oricum oferiți educație sexuală copiilor voștri. În primul rând, prin propriul exemplu. Deci puteți, momentul când abandonați toate subiectele, asta tot e educație sexuală nihilistă care expune la mai multe riscuri. Asta e un fel de educație sexuală foarte riscantă. Și alt tip de educație sexuală foarte înțeleaptă, mulți părinți chiar pe natura sa înțeleaptă și în timpurile când multe lucruri, când spunea la noi că sex nu erau, acești părinți găseau modalități să vorbească cu copiii lor dintr-o inteligență interioară și de a înțelege interesul superior al copiilor. Până a vorbi, ce înseamnă că prin propriul exemplu? Dacă copiii doar văd mama și tata e cuplu, mama îi vorbește despre tata cu respect, hai să-i găsim lui tata ceva plăcut, mama și tata fac împreună multe lucruri, mama și tata au timpul lor și în camera lor, când e timpul pentru mama și pentru tata și când copiii au alte ocupații, da? Când tata foarte respectuos foarte față de mama sau din contra, când sunt bătăi, nerespectare, asta tot sunt modele de interacțiune pe urmă în cuplu, asta tot e despre educație sexuală. Și dacă noi le răspundem adecvat la întrebări care ei vin pe parcursul vieții, poate la unele dintre ele noi putem să nu știm răspuns și atunci, sincer, îmi iau o zi că, uite, e o întrebare tare interesantă. Hai să ne gândim împreună, dar o zi, nu una. Și aceste întrebări tot timpul au tintă erotică, care noi suspectăm copiii, orice o să fie întrebat, de unde m-am luat eu pe lume. Da, când el întreabă la 5 ani de zile, de obicei, plus minus, de unde eu am venit, nu îl interesează aspectele, spunem, erotică a acestui moment care le ținem noi poate minte sau poate nu le ținem minte, hai să zicem așa, da? Dar îl interesează lucruri fundamentale, de ce soarele răsare, de ce plouă, de ce am apărut eu pe lume și dacă noi spunem că acolo varza barza, dar care e legătura mea cu femeia asta care spune cu mama mea și dacă noi mai tăcem despre impactul că tatălui, dar ce cu bărbatul ăsta, de ce el ține că e tata meu. Deci lucrurile astea sunt cu mult mai profunde și dacă noi răspundem, în general e foarte bine să anticipăm puțin nivelul de dezvoltare și în momentul potrivit, de exemplu, de a vorbi despre menstruație, atunci când au început să crească primele schimbări în corp. Da? Fetele se înceapă a rotungie, vedem că glandele mamare au început a se schimba, se îmbubocie, așa cum este așa un termen frumos, înseamnă că bubocelul ăsta începe tranziția spre lebăduță și la băieți tot vedem că unele schimbări intervin. E cazul atunci să începem aici discuția. Doamna Galina, iertați-mă că vă întreb, dar de multe ori sau se întâmplă situații când părinții nu au acest curaj până la urmă să le vorbească. Ce fac ei atunci? Pentru că noi vorbim acum la mod ideal, dar... Da, eu sunt destul de optimistă în acest sens, fiindcă noi ne uităm iarăși optimismul se bazează pe evidență. Noi facem această monitorizare de la începutul anilor 2000 și chiar nu știu când vorbisem zilele astea cu cineva, în primul studiu care l-am făcut în relatările adolescenților, dacă au grăit cu părinții până la 13-14 ani și am să explic de ce e până la vârsta asta, pe teme de unde apar copiii de prevenit sarcina infecțiile, au fost în jurul la o treime care au spus că da. Acum, în ultimii 2-3 ani, au fost aproape 2-3 care au spus că da, de vorbesc. De cum vorbesc e altă chestie și aici tot vreau să fac, îmi permiteți o mică remarcă, dar au început să vorbească părinții tot mai activ. E normal să ne sfiim. Eu, în calitatea mea de mamă, îmi trebuia să trag aer în piept ca să răspund și... Corect. Copilul meu de prins să dăie toate întrebările pe lume, când le da așa direct, apoi întrebăm să fac așa o respirație și să ies din rolul de mamă puțin, adică să mă detașez puțin de la reacția emoțională și să înțeleg cât e de important să vorbim. Noi trebuie să înțelegem prin faptul că noi vorbim, îl protejăm. Nu îl expunem riscului, dar din contra. Asta e o modalitate extraordinar de mare, fiindcă sunt două abordări în discuție cu părinții. Numai despre asta am să spun. Este momentul cu părinții că dacă tu te culci cu cineva și aduci copilul în polă, te omori și e vine la noi în serviciu și spune eu mă duc să mă sinucid decât să afle părinții. Asta e modalitatea cea mai des întâlnită care duce la cele mai multe riscuri. Asta e modalitatea de vorbă din frică. Noi ne temem. Noi ne temem așa de tare să ne asumăm responsabilitatea cât cum îi punem tot responsabilitatea pe copilul ăsta. Și este a doua abordare, cum ați spus-o dumneavoastră, și nu ți-ar întâmpla, eu să aici.
în tot felul, ai făcut cea mai mare daravelă din viața ta, vină noi să scătăm soluție. Și atunci copilul să aibă libertate, adolescentul, daravelile să nu le facă așa de mari, dar chiar dacă le faci, știi că o să aibă suport în a le rezolva. Asta e parte din viață. Eu aș apela la părinți să abordez în felul acesta. Și când ne-i greu, sunt specialiști, veniți că într-adevăr noi putem să discutăm cum asta puteți să o faceți liber sau dacă ei chiar văd, adolescenții și copiii nu se așteaptă de la noi și profesori, dar se așteaptă că să știm răspunsuri la toate întrebările. Mai ales în adolescență, ei așa de tare ne pun la loc și ne critică, asta e normal, proces de separare. Și noi nu spunem așa, nu suntem de, cădem de pe statuie. Deci e normal să căutăm răspuns împreună, să apelăm la specialiști. Da, doamna Victoria. În această oră de idei, Galina, deci sigur că mi-e place enorm de mult ideea. Că în familie, prima dată, se va vorbi și despre momente ce țin de sexualitate, de menstruație, de contracepții, de relații băieți-fete. Dar cu mare regret constatăm faptul că avem o mulțime de părinți, mame, tați, care sunt plecați peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Și pentru a asigura viitorul acestui copil, așa zic ei. Și acești copii atunci rămân în situația când mama nu este alături, tatăl nu este alături, rămân în grijă bunelor, asta e variantă bună, dar rămân uneori în grijă unui soror sau frate mai mare. Ce facem în situația aceasta? Cine ar trebui să furnizeze informații de calitate în acest sens acestor adolescenți și tineri maturi în devenire? Iată aici probabil ar fi cazul să atingem și subiectul ce ține de cine ar trebui să o facă. Și Galina a zis anterior, cu regret la moment, în curicula obligatoriu școlar, nu există acea educație sexuală care o așteptăm noi și am pus și întrebare de ce sistemul educațional, deci, nu știu, nu că opune rezistență, dar până ce nu s-a soluționat până la capăt și acest moment, probabil aici ar fi cazul, cel puțin un matur din societatea aceasta, unul din anturajul acestui adolescent tânăr, să se găsească, să se furnizeze această informație. Fie o persoană de resurse din școli și Centrul de Sănătate pentru Tineri au lucrat în direcția aceasta și au pregătit persoane de resurse din școli care ar putea să deschidă acest subiect, să discute cu adolescenții și tineri. Fie același presător de servicii medicale, medic de familie, asistent medical, deci carnet de sănătate reproducerii, colaborători Centrul de Sănătate pentru Tineri, să găsească adultul celălalt din societate care să vină cu această informație atunci când familia nu poate să facă acest lucru, când părinții nu sunt alături. Eu numai un singur remarc, da. Doamna Victoria spune foarte corect, dar noi când spunem lucrul acesta, noi nu le contrapunem, sau părinții sau școala, varianta e de viață, ideală, să zicem așa, sau chiar optimală, să înceapă acasă, să continuă într-o școală, un program bine, specialiști să vorbească, noi toți maturi, responsabili, să ne asumăm partea noastră de drum, că adeseori noi vedem ping-pong ăsta, că noi apelăm la sistemul de educație, el spune nu, asta trebuie să o fac familia. Familia spune nu, noi nu suntem pregătiți. Lucrătorii medicali și noi lucrăm numai cu consecințele, că nu suntem așa de mulți cât copii la școală. Dar de fapt este cazul că noi, estimați maturi, să ne asumăm toți partea noastră de responsabilitate, părinții acasă să vorbească cât pot și măcar momentul ăsta de protecție, școala normal, să înțeleagă de fapt ce vor ei să iasă copiii ăștia când ies școala. Ți-ai minte pe de rost o serie întreagă de poezii și teoreme care le uit peste un an. Ori să aibă niște deprinderi de a se integra în societatea asta. Și inclusiv și aici. Și specialiștii să susțin procesul ăsta. Deprinderi de viață. Până la urmă, inclusiv tema discuției de astăzi este pentru a evita anumite neplăceri sau da momente mai puțin plăcute, căpătăm deprinderi de viață cât mai devreme posibil. Da, asta ar fi inclusiv mesajul nostru. La fel ce am vrut să precizez, este foarte important ca cei care ne urmăresc să țină minte că la centrele prietenoase tinerilor contraceptivele sunt gratuite. Specialiștii vă stau la dispoziție gratuit să vă asculte, să vă îndrume, să vă fie ușor să luați decizii atunci când vă confruntați cu o anumită situație sau alta. La fel, centrele prietenoase tinerilor sunt deschise și părinților, de ce nu? Pentru că de multe ori, într-un triunghi, specialistul cu tânărul sau adolescentul și părintele lui pot găsi soluții optimale. Și tânărul sau adolescentul sau copilul știind că mama, tatăl este alături către accesibilitate,
atunci ei pot cu adevărat căpăta încredere în aceste servicii prietenoase tinerilor și ulterior pot veni singuri. Evident, în mod ideal, pentru că de multe ori tinerii nu vor să știe unde merg ei, cel puțin să nu știe părinții lor. Aș vrea acum să urmărim un nou reportaj pe care l-am realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Contracepției. De această dată, să știți că protagoniști sunt doi tineri cu nevoi speciale. Haideți să privim. Mă numesc Iorcu Elena, sunt din Chișinău, am un copil de 5 ani. Mă numesc Nicolae și am 25 de ani. Toți sunt într-un fel să bazează că dacă ai disabilitate, înseamnă că și relația ta trebuie să iei disabilitate, știi? Dar nu se gândesc și la partea a doua, cum poate fi și invers. Am avut cazuri și când fata direct spune că soare, scaunul e o barieră pentru mine și în forță scaunului trebuie să fie altă discuție. În direct îți spun, sunt datele care îngrijorează. Păi da, am venit însărcinată când mergeam la medicul ginecolog. Sigur, au fost discuții despre tema că dacă am prieteni și am spus că da, am. Metodele contracepției, desigur, nu le-a spus. Contraceptivele sunt foarte necesare pentru oricine, indiferent dacă ești cu dizabilitate sau fără. Trebuie să fii protejat, indiferent de situație. Sarcina mea a decurs foarte bine. Am fost motorizată la policlinică la care mereu mergeam, de pe sector. Medicul ginecolog la mine n-a fost ales. A fost un medic simplu la care mergeam periodic la fiecare lună, cum se cuvine pentru fiecare sarcină. Totul era bine, toate analizele, probleme practic eu n-am avut. A fost o sarcină foarte ușoară, fără probleme, copilul se dezvolta extraordinar de bine. Îl simțeam, se lăgam, cum îmi pare. Recent, o prietenă i s-a spus, nu ai nevoie de acest copil, ești abortează ca și calic, cum spun la lumea, că e calic și nu ai nevoie. Dar eu am spus că nu, eu o să las și la fel, este perfect sănătos. La mine, de exemplu, așa probleme nu au fost. Un inginer merge, wow, super, bravo, dar tot spuneți, Monica Drăvare, care a fost arăcintea ștapă, statul nostru ortopist, voi depune efort pentru aceste persoane, deoarece la spital nu sunt amenajate sălile de naștere sau chiar saloanele. Mă lua de mâine și chiar dintr-o parte doi, din altă parte doi și m-au pus pe masă cea. Eu adică singură n-am putut acolo să mă urc, e n-am. Multe persoane cu dizabilități știu că sunt metode gratis de contracepție. Dacă vine o persoană cu dizabilitate la medicul de familie, păi medicul de familie ar trebui să-l anunță, adică să-i facă un mini-training, da? Adică să-i dea careva informații că într-adevăr există. Aș recomanda cuplor care cu dizabilități, care doresc să fie părinți, să meargă la medic. Să nu le fie frică de orice analize. Să vorbească deschis cu ginecologul sau medicul de familie care o să-i conducă sarcina. Dacă pacienții nu sunt pregătite pentru a avea o sarcină, cel mai bine ar fi să meargă la medicul ginecolog ca să afle despre metodele de contracepție și să mânie un pic sarcina. Dacă cuplul nu e pregătit pentru ca să aibă un copil, atunci ei ar trebui să protejeze. Fiecare are dreptul la viață, la familie, la învățătură, indiferent, ai tu dizabilitate sau nu ai dizabilitate. Cei care cred că persoana cu dizabilitate nu poate să aibă grijă din copil, să greșesc. Te uiți la persoană cu dizabilitate și vezi dacă are grijă din tine, înseamnă că ar putea să aibă grijă și din copil, știi? Acest copil e sensul vieții, acest copil e mândrie, e optimismul, e un viitor. Istorie de viață impresionantă, doamna Chine. Vă las pe dumneavoastră să... Acest reportaj este un mesaj puternic. Mesajul obiectiv e bazat pe experiența tinerilor, pe viață.
necesitățile de suport a tinerilor în formarea cuplului, formarea familiei, de suport din partea atât a familiei din care provin, cât și a specialiștilor, pentru că au foarte multe întrebări, multe teme, pentru care au nevoie de suport, încurajare, acces la informație, nu în ultimul rând, adaptarea spațiilor și da, am văzut, accesibilitatea da, pe care Elena a menționat-o. Este nevoie de lucrat cu comunitatea pentru a combate acele stereotipuri că persoanele cu dizabilități nu trebuie să dea naștere copiilor pentru că ce pot să fie cu dizabilitate. Noi avem o sumetine de familii cu dizabilități care au copii, care sunt sănătoși, da, și este sensul vieții pentru fiecare din noi, copiii noștri, sunt viitorul, sensul vieții și lumina. Și nu trebuie să facem aici o diferențiere dintre familiile cu, deci persoanele cu dizabilități și fără dizabilități. Toți au dreptul la șanse, la egale, la o viață egală, deci în egală măsură să acceseze serviciile. În anumite situații au nevoie de suport. Noi toți avem nevoie din anumite situații de suport, așa? Când copilul face febră, ne adresăm la medic. Medicul trebuie să vină și ne explice ce se întâmplă, ce se întâmplă, cum acționăm. Așa și în familiile acestea este nevoie de suport. Câteodată, poate că suportul este nevoie de un suport adițional. Dar așa cum s-a menționat și anterior, din familie, atunci când cresc tinerii, este nevoie de pregătit pentru trai independent, de format acele abilități. Da, competențe de trai independent, de autonomie personală, de deprinderi de viață, luarea deciziilor responsabile și în egală măsură să fie pregătiți atât tinerii cât și tinerile. Vreau aici tot să reiterez acel mesaj că este foarte important în acele politice, în acel cadru legal de politici, să fie o bugetare sensibilă la gen, da? Să fie bugetate resurse atât pentru contraceptive pentru fete, cât și pentru băieți. Și o abordare în egală măsură și responsabilă. Ceea ce au colegile menționat, mai mult se vorbește despre responsabilitatea femeii, că ea știe mai bine. Nu. Noi vedem că experiența de viață ne arată că atunci când responsabilitatea este împărțită, lucrurile mult mai bine sunt, merg în familie, sunt durabile, sunt niște relații bazate pe încredere, relații care sunt frumoase și, pe urmă, și copiii în familia aceasta învață din aceste relații, învață și ei să construiască altă familie bazată pe modelul familiei din care vin. Este vorba despre implicare până la despre final implicare, și despre drepturi legale în același cuplu. Corect, pentru că legislația am văzut că este la noi foarte bine scrisă, da? Și legea cu privire la sănătate și politica cu privire la strategia cu privire la drepturile sexuale și reproductive, programul de incluziune, tot este. Doar că trebuie să depunem mai mult efort ca lucrurile astea oamenii să le simtă, să simtă impactul acestei documente în viață, da, în viață, da, calitatea vieții. Pentru că, într-adevăr, ca să meargă la un medic, o persoană cu dizabilitate, ea trebuie să planifice mult mai înainte. Și ce zic? Transport. Planificare. Da, planificare. Noi suntem pe finalul evenimentului de astăzi, dar vreau foarte mult să discutăm un aspect la fel de important pe ultima sută de metri. Zic eu că atunci când vorbim despre planificare, planificarea vieții, planificarea familială, inclusiv oferă posibilitatea pentru femeie, dar și bărbat, de afirmare, de realizarea scopurilor, de studii, foarte important. Ca să ai un job bun, trebuie să faci studii, colegiu, liceu, universitate și deja și mai mult. Și iată, vreau în această ordine de idei să explic oamenilor, celor care ne urmăresc, modul în care am reușit eu și am organizat această etapă cu etapă. Pentru că foarte multă lume mă întreabă astăzi, cum de-ai reușit două facultăți? Cum ai reușit și cu copilul să faci Universitatea de Medicină? Vreau un pic să le explic celor de acasă că
Întâi am încheiat școala, după care am fost la universitate, am făcut prima facultate jurnalism, am muncit câțiva ani, apoi când mi-am dorit să învăț, am zis că este cazul să fac universitate de medicină. Și mi-am dorit mult lucrul ăsta și am zis că îl planific neapărat. De ce mi l-am dorit? Și de ce l-am făcut? Pentru că a fost o dorință proprie. Ei bine, iată, planificarea sarcinilor, da, și a copiilor mei, sau copiii mei au venit pe lume planificați. De ce? Pentru că a fost vorba de sănătatea mea și sănătatea soțului meu, a fost vorba de moment în care va apărea Cristian și Călin. De ce? Pentru că am vrut întâi să închei universitatea, apoi să muncesc, ca să reușesc să adun bani pentru a oferi condiții bune copiilor mei. Ulterior am aplicat la studii. Dacă era să-mi apară Călin în anul 1-2 de facultate, cred că nu încheiam eu universitate de medicină, pentru că nu se reușește. Fizic nu se reușește. Și atunci, prin planificare, am ajuns să-mi asigur, da, acest succes astăzi pentru vârsta mea, da, pe care mi l-am dorit eu. Vreau să le zic celor de acasă experiența mea, de ce să le arăt că este posibil atunci când îți dorești, când te ghidează oameni buni, da, oameni profesioniști, când știi unde vrei să ajungi, când știi care sunt căile și instrumentele, reușești să ai viața pe care ți-o dorești. Și în acest lucru este Lia Bogoșa, exemplu, cu experiența dumneavoastră și dorința ei de a deveni părinte, este experiența mea și este experiența multor altor femei. Când vorbim despre planificare și contracepție, doamna Rodica, doamna Galina, doamna Victoria, doamna Galina, putem vorbi despre succes, afirmare, autoafirmare, atingere de scopuri pe plan mediu și lung pe durata vieții? Putem vorbi și putem astăzi afirma lucrul ăsta? Cu siguranță. Da, fără doar și poate, da. Ești în devenire, îți faci studiile, nu vrei astăzi sarcina pentru că, cum ai spus, vreai o carieră. Am nevoie de răgaz, da, ca să pun deci la punct ce faci? Cum faci asta? Utilizezi planificarea familiei, utilizezi contraceptivele, utilizezi așa contraceptive care când ai să le finisezi, ca spre exemplu pilulele orale combinate, imediat o să vină sarcina. Poți să-ți, nu știu, să-ți programezi chiar și luna în care devii gravidă. Ai născut un copil, te mă gândești, aha, mai fac o facultate. Ce faci până faci facultate? Ia alt contraceptiv, fix ăsta sau altul. Și astfel mergi într-un pas cu planurile tale și cu metodele de contracepție moderne. Deci, încă o dată și încă o dată, nu dăunează. Sunt ceva extraordinar de calitative care fac doar lucruri bune cu organismul femeii și asupra organismului femeii și îți mai permit să obții o calitate vieții care ți-o dorești. Eu aș mai adăuga încă un moment, noi am vorbit despre succesul social la adolescente în general, nu vorbim atât despre succes cât în general ca posibilitatea de a-și finisa studiile, în genere de a fi în rând cu toți semenii, fiindcă cu părere de rău adeseori sarcina în adolescență e un pas înapoi în adaptarea socială a tinerii mai mici, cu părere de rău. Asta e un moment. A doilea moment, noi azi puțin am atins, dar asta este la fel de important. O planificare a familiei, el previne multe complicații în sănătate și mortalitatea maternă. S-a dovedit foarte clar la toate, în toate țările, când este acea spațiere a nașterilor adecvată, îi ajută femeie să se restabilească după nașterea precedentă, să-și aducă sănătatea într-o situație bună și atunci ea are mai puține șanse să intre într-o complicație în sarcină sau chiar să-și piardă viața. Este foarte important. Eu, la urmă, poate am să spun câteva mituri care trebuie de adresat, dar mai las. La concluzie, la concluzie. Doamna Victoria, dacă este să vorbim inclusiv despre persoanele cu dizabilități, da? În cazul lor, astăzi, sistemul nostru poate oferi suport, grijă, reușește la modul teoretic, practic? Desigur, parcursul ultimor ani s-au întreprins pași în această direcție. Au apărut unele modificări chiar în infrastructură, în acele instituții medicale care și-au ajustat cumva condițiile existente anterior la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Aici mă refer în mod special la persoanele cu dizabilități locomotorii. Când au fost construite acele rampe
pentru a intra în instituțiile medicale, care nu existau acum câțiva ani în urmă. Bine, să zicem că aici nu este absolut totul ideal, mai există o instituție unde rambele acestea nu sunt prea bine adaptate. Există sunt adaptate. Da? Bine, în mare parte s-au depus efortul și avem instituții foarte bine adaptate. Ușile au devenit mai largi la acel bloc sanitar, de exemplu. Viciile au fost adaptate pentru aceste persoane. Nu întotdeauna, desigur, că ascensoarele sunt încăpătoare, da, și pentru acele cărucioare, dar cel puțin s-a depus efort, iată, în cazul chiar a centrul sănătate pentru tine, de a fi plasate la etajul 1, și mare majoritatea lor sunt plasate la etajul 1, unde este un acces bun și pentru acele persoane cu dizabilități. Desigur, mai există o mulțime de rezerve în acest sens. Mai avem situații când, chiar și la institutul nostru, mamă și copilul, în centrul în care activez eu la sănătatea reproducerii, avem două etaje, etajul 1 și etajul 2, unde la etajul 2 este amplasat în cabinetul unde se face examinarea ultrasonografică. Și cu regret nu avem adaptat această scară, nu avem ascensor, că e o clădire mai veche și nu există posibilitatea. Și atunci când vin acele femei prin cabină, destul de frecvent la femei cu dizabilități, în locomotori, în cărucioare, atunci noi, personalul medical, mobilizăm, găsim niște bărbați care stau cu soții lor la ușile medicilor ca să ajute acea femeie să fie ridicată acel cărucior la etajul 2. Deci, eu vă zic, mai există rezerve, mai există de muncit în acest sens, dar cel puțin s-au făcut niște pași, adică vedem niște pași întreprinși. Dar, iarăși, vorbim doar de instituții medicale. Spuneți-mi voi, când intrați într-un transport public sau mergeți prin oraș, vedeți prea multe femei sau bărbați în cărucioare, se creează impresia că nici nu există în societatea noastră acești oameni. Ei sunt invizibili. Ne punem întrebarea, de ce se întâmplă acest lucru? Acele troleibuse, vedeți cum se deschid, trebuie să întâmple și o ies șoferul, să deschidă, deci, acea, să creeze o posibilitate la cărucioare să intre. Adică, nu este doar problema care o găsim în sistemul de sănătate, nu întotdeauna adaptat pentru. Dar această problemă o vedem peste tot. De aceea, întreaga societate o să lucreze în direcția aceasta ca să susțină persoane cu dizabilități și să le facă viața mai frumoasă. Să-i trateze ca fiecare dintre noi. N-am zis noi că fiecare are șanse egale și la servicii și la viață. Deci, haideți împreună să ne mobilizăm ca acești oameni, într-adevăr, să aibă șanse egale cu cei care nu avem, spre marea noastră fericire și să mulțumim Dumnezeu că nu avem acea sănătate. Eu aș vrea câteva minute de final pentru concluzii. Doamna Klimov, în cazul dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să fie, care credeți că ar trebui să fie mesajul de luat acasă, da? Ca lecție pe care astăzi cei care ne urmăresc să o țină în minte, de Ziua Mondială a Contracepției, atât gândul dumneavoastră? Din perspectiva mea, deci planificarea este o aplicare, o metodă foarte bună, da? Ca să planifici, trebuie să înveți să planifici, să-ți pui scopuri, obiective și copiii, tinerii au nevoie de să facă aceste exerciții din familie, da? Și familia, părinții să le ofere suport copiilor în a-și pune scopuri, obiective, să-și planifice ca să ajungă la cele rezultate pe care ei se vor bucura ulterior. Pentru tinerii cu dizabilități, curaj, motivație, susținere din partea noastră și din partea tuturor să cunoască că au drepturi legale, trebuie să-și le revindice, să solicite acel suport, informație, consiliere și servicii de care să se bucure ulterior pe parcursul vieții, având o viață împlinită cu familie și cu copii. Doamna Rudica. Eu mă bucur pentru așa gen de evenimente și suntem recunoscători fondului Populației pentru Dezvoltare și tuturor altor parteneri care sunt mobilizați aici. Pentru că aceste așa gen de evenimente scot din zona tabu discuțiile despre sexualitate, despre drepturi, despre planificarea familiei, despre accesul către servicii din întrerupere a sarcinii și scoase din zona gri, detabuizate, ele astfel contribuie la faptul că oamenii înțeleg că a vorbit despre propria sexualitate este absolut normal, este absolut normal să vă adresați nouă pentru întrebări. Nu mai este deja cazul când cineva o să citească morală când un adolescent, o adolescentă se adresează. Adică chemarea este pentru toată lumea. Vă rugăm, acordați îndeajuns atenție și acestor aspecte ale vieții dumneavoastră. Pentru că asta tot categoric influențează de bine calitatea vieții dumneavoastră. Doamna Leșco.
Da, eu câteva momente chiar tehnice, fiindcă folosindu-mă de ocazie de a discuta cu poate de a fi auziți de mai multă lume, chiar sunt bucuroasă, două aspecte la ce mă gândeam. Noi, primul ce mi-a plăcut, că noi tot mai mult punem în discuții nevoile la toți. Și cred că noi vom fi o societate profund umană când, într-adevăr, iată persoanele cu nevoi speciale, toate grupurile de persoane, independent de toate lucrurile, vor merge liniștit în stradă, vor merge la serviciile de care au nevoie și când au nevoie. Vreau să mă mândresc cu faptul, ieri au fost colegii de la Motivație și au spus, poate noi să fotografiem camera de baie care ați reparat-o la Neovita, să o arătăm pentru toată lumea cum trebuie de făcut, adaptat pentru nevoile speciale. De exemplu, chiar mă mândresc în față de toată Republica, că noi am căutat foarte mulți bani, astăzi banii de noi munciți și aduși pentru țara noastră, a doilea moment, referitor la câteva mituri de contraceptive. Vă rog foarte mult, bazat pe evidență, pe toate cunoștințele noastre, contraceptivele nu îngrașă, dacă sunt corect utilizate, pastilele, nu provoacă creșterea părului, nu provoacă infertilitate, din contră ajută la multe din tratarea acestor stări. Adolescenții pot să folosească orice formă de contracepție corect adaptată diferite circumstanțe. Vorbirea cu adolescenții despre aspectele legate de sexualitate nu induce chiar în același moment să ducă și să facă sex, ori arătarea prezervativului nu îl induce pe adolescent că el acum 15 minute se va duce să facă sex cu el, din contra îl va pune pe gânduri să gândească sunt pregătit sau nu și atunci când va fi pregătit să o facă în mai mare siguranță. Sper că astfel de evenimente, chiar și în contextul COVID-ului, viața prelungește, sexualitatea nu este încuiată, ea cu păreri de rău, dacă nu este conștient abordată, poate să aibă multe riscuri. De ce astfel de discuții sunt foarte utile. Mulțumesc mult! La începutul final coronează opera. Vă dau comentarii. Aveți perfectă dreptate, deci au abordat colegii mele toate aceste subiecte de care sunt și eu, deci, le accept și eu, evident, și sunt foarte importante. Deci, pe final, ce am vrea să zic, că de fapt noi toți, indiferent de suntem femei sau bărbați, fete sau băieți, avem o dizabilitate sau nu avem această dizabilitate, suntem de mediu urban sau cel rural, suntem studii superioare sau primare, practic avem aceleași drepturi. Și mă refer aici și la dreptul de planificare familială. Rămâne să decidem noi dacă dorim ca acest drept să ne fie respectat, atunci să facem și noi pași concreți, da? Iată în cazul contracepției. Să cerem un serviciu de calitate atunci când mergem pe o instituție prestatoare de servicii, să cerem o consiliere și să cerem acel produs de contraceptiv care se potrivește în cazul când facem parte într-un grup sau altul, e ucidat în acte normative, deci elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Și să oferim șanse egale fiecărui și să nu lăsăm nicio persoană în urmă, inclusiv persoane cu dizabilități. Sunt parte de noi toți. Neapărat atunci când aveți o problemă sau considerați că aveți nevoie de suport și ajutor, să știți că medicul de familie este specialistul la care puteți să apelați. La fel, cabinetele de planificare familială care sunt în cadrul instituțiilor medicale și serviciile prietenoase tinerilor vă stau la dispoziție. Contraceptivele sunt gratuite doar în momentul în care aveți nevoie de ele. Nu ezitați, pur și simplu, să întrebați specialiștii despre ele. Și ca și mesajul zilei de astăzi, să știți că planificați-vă viața exact cum vă doriți. Inclusiv planificați-vă familia exact cum vă doriți. Vreau la final să zic că acest eveniment este organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Neapărat vreau să țineți minte acest lucru în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu organizațiile partenere, Institutul Mamei și Copilului, de fapt Centrul de Sănătate, Reproducerii și Genetică Medicală din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Doamna Victoria Cibotaru este acolo. La fel este vorba despre Centrul de Resurse la nivel național în servicii prietenoase tinerilor Neovita, doamna Galina Reșco, doamna Rodica Comendant și Centrul de Instruire în domeniul sănătății reproductive, la fel și doamna Galina Klimov, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Sunt părinte.md, la fel este platforma care susține acest eveniment și ați avut ocazia inclusiv să ne urmăriți și acolo. Toate bune și multă sănătate să aveți. Vă mulțumim foarte mult! Multă sănătate tuturor!